Sunt șanse mari ca cele 6 secții noi, moderne și dotate cu aparatură de ultimă generație din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, inclusiv pediatria, să fie inaugurate până în 15 martie, potrivit președintelui Consiliului Județean Hunedoara. Singura piedică în deschiderea corpului nou al unității spitalicești a fost obținerea avizelor de protecție la incendiu din partea ISU. Se pare că modificările care trebuiau a fi realizate la unele uși au fost sau sunt pe cale să fie finalizate, fapt ce va permite deschiderea oficială a noului corp. Sper că până în 15 martie să putem da în funcțiune Spitalul Județean Deva. De ce? Nu este vina mea sau cuiva. Corpul nou. Corpul nou, sigur că da. Trebuie să luăm autorizația de la ISU așa cum se prevede. Fiindcă eu ca președinte nu-mi permit să dau cuiva dispoziție să deschidă și să intrăm în secții fără să fie autorizate ISU. Ați văzut câte se întâmplă și ferească Dumnezeu să se întâmple ceva, că răspunzător este cel care dă dispoziția proastă și mă feresc să fac așa ceva. Mai trebuie niște uși care să rezistă 90 sau 180 de minute la foc. Este un lucru excepțional. Noi când am făcut proiectul în 2010, tot spitalul era un compartiment de incendiu, adică un compartiment înseamnă un grup de încăperi la care se propagă incendiu. Datorită faptului că au fost date în folosință pe parcurs diferite spații, a trebuit să facem, până la urmă avem 12 compartimente de incendiu. Între un compartiment de incendiu și altul trebuie să am niște pereți rezistent la foc 3 ore și o ușă rezistentă o oră jumate. Și au apărut o grămadă de uși care trebuie să le punem acum când s-a terminat restul, spitalul a mai rămas o bucată din corpul central și, sigur, datorită a fost o întreagă dezbatere de ce trebuie și cum trebuie.